În insula mare a Brăilei, grâul este înfrățit, arată și se dezvoltă bine. Dacă în continuare vor lipsi precipitațiile, această stare optimistă se va transforma rapid într-una care va aduce multe pagube. Există varianta irigării, pentru cine o are, variantă care crește costurile, dar duce seceta în uitare. Oricum, câmpurile arată promițător pentru că s-a irigat în toamnă la înființarea culturilor. AgroTV a trimis o echipă în insula mare a Brăilei pentru a lua toate informațiile chiar de la un fermier din zonă. Urmăriți interviul. Grâul în momentul de față arată destul de bine, dar condițiile meteo nu sunt favorabile. Condițiile meteo nu sunt favorabile începând din toamnă, de când de la semănat. Seceta a fost foarte mare, fără irigat n-ar fi răsărit din toamnă mai nimic. Noi am avut norocul ăsta că am irigat și am intrat cu grâu înfrățit din toamnă. Câte hectare de grâu ați reușit să irigați? 450, adică toată suprafața din IMB. Deci n-ați lăsat nimic neirigat? Nimic. Pe ce soi ați mizat? Aici avem un soi de Glossa, dar noi mergem Glossa și Miranda. Sunt două soiuri de la Fundulea. Cred că producțiile o să fie destul de mici, dacă undeva pe la 2,5 până în 3 tone anul ăsta. La noi încă stăm bine. Dar în momentul ăsta, vedeți cum bate vântul, deja umiditate nu mai avem în sol, începem irigat. Dacă nu, se compromite întreaga producție. Da, deci din momentul ăsta ar mai avea umiditate pentru o săptămână.